Scene de groază parcă desprinse din filme s-au petrecut pe strada Livezilor din Pitești. Bărbatul, ofițer în cadrul unui serviciu secret al poliției, locuia cu chirie împreună cu concubina sa și fiica. După o ceartă cu femeia, omul legii a luat foc. Văzându-l atât de furios, concubina și-a luat copilul și a fugit din locuință, lucru care l-a enervat și mai tare pe omul legii. Furios, bărbatul și-a incendiat locuința. Vecinii au sunat îngroziți la 112 și în câteva minute la fața locului au ajuns pompierii, polițiștii, medicii și jandarmii. Sosirea salvatorilor l-a scos din minți pe ofițerul de poliție. Colegii mei au participat la intervenție, au lichidat incendiul destul de repede, după care, la momentul în care făceau cercetarea cauzei de incendiu, au auzit pe scara blocului mai multă gălăgie și au încercat să se autoevacueze. Mai exact, polițistul pus pe scandal a scos un pistol și a început să tragă în salvatori. Eram de vorbă cu domnul de la jandarmerie. Veniseră pentru intervenție, pentru incendiu, nu? Pentru incendiu, da. Atât m-a întrebat dacă este respectivul și n-am mai apucat să spun că a fost momentul în care el s-a deschis la geacă, a scos pistolul și a început să tragă. Ploia de gloanțe i-a făcut pe salvatori să fugă pe unde au apucat. Un polițist însă nu a avut noroc și a fost nimerit de un glonț. În camera de gardă au ajuns 3 pacienți, victimele unei agresiuni. Agresorul cu o plagă la nivelul mâinii. Cele două victime, un traumatism craniocerebral prin împușcare, cu o plagă de aproximativ 4 cm, fără leziuni osoase la nivelul craniului. Cealaltă victimă, o plagă escoriată de genunchi, fără interesare osoasă, fără interesare musculară. Un jandarm mai curajos a fost cel care a reușit să-l imobilizeze pe polițistul agresor. Primii care au ajuns la fața locului au fost componenții unei patrule mixte, jandarm și polițist. Jandarmul a intervenit pentru imobilizarea agresorului, luând măsurile care se impun. Spuneți-ne, ce făcea agresorul în momentul în care colegul dumneavoastră l-a imobilizat? Agresorul avea asupra sa o armă letală și încerca să tragă asupra persoanelor aflate la fața locului. Rudele bărbatului susțin că acesta ar fi fost băut. Dar s-au certat? De ce s-au... De la băutură? Ofițerul scandalagiu a ajuns și el la spital escortat de mascați. De ce a tras pistolul? Hei. De la spital a fost dus direct în arestul poliției. Colegii lui îl vor duce în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.